Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine m-am regăsit la un video foarte special. Astăzi o să plecăm prin București în căutarea personajelor din Mariusel. Este un video foarte special. Prima noastră oprire este la Mirunica și Tataie. Tataie, vedeți aici pe Tataie în viața reală. Salutare! Aici pe mama mea, Miruna. Și astăzi o să mergem prin București cu nebunia asta de Matiz pe care l-ați văzut în vlogul anterior. Cât îl mai avem aici pe țeavă ca lumea, cât mai profităm de el așa ca să fie ca lumea. Și în curând o să vedeți și noua mașină. Înainte să începem, nu uitați, dați-vă acolo pe butonul de like, să facem multe like-uri dacă vreți să vedeți și partea a doua cu mai multe personaje din Mariusel, pentru că nu o să apară majoritatea în acest episod. O să facem și o partea a doua dacă se fac multe like-uri la acest video. Noi îi dăm drumul cu Matizul la drum și să vedem care este primul personaj la care ne oprim. Sunteți gata de drum? Da. Da. Hai să vedem care este primul personaj. Am făcut peste 430 de km cu Matizul. Hai să vedem acum când ne primăm toată ziua prin București. Ultima oprire o să fie în parc, unde o să ne vedem cu majoritatea personajelor. Ok? Le dăm drum. Am ajuns la prima oprire, primul personaj, unul dintre cele mai importante personaje din Mariusel. Înainte să vă arăt personajul, vreau să ghiciți acolo în comentarii cine credeți că este. L-avem aici jos, aici frumos. Vedeți? Nu, glumesc. Este câinele lui Bibi, care Bibi este aici alături de noi astăzi, pentru că stă în București, chiar destul de aproape de mine, ce pot să zic. Este prima dată când ne vedem și prima reacție a ei a fost că sunt destul de înalt, dar se aștepta să fiu și mai înalt. Da. Deci am reușit să ne vedem și cu primul personaj. Acum o să ne dreptăm către al doilea personaj, care să vedem care o să fie, pentru că încă nu știm. Este tocmai în partea cealaltă a Bucureștiului, așa că o să dăm o grămadă de ture până acolo. Dar o să vă placă poate următorul personaj, destul de sigur. Acum ne vedem în episoadele cu Mariusel în continuare. Ciao! Am ajuns într-un final la următorul personaj, în partea cealaltă a Bucureștiului. Haideți să vă arăt. Un personaj foarte vechi din Mariusel, un băiat. Uitați-l aici, pe domnul Frederico. Dați acolo pe butonul de like pentru Frederico. Așa, acum o să mergem să vizităm următorul personaj, iar după o să ne îndreptăm înapoi în zona în care eram, ca să ne vedem cu alt personaj acolo. Avem încă două personaje de văzut. Haideți să-i dăm drum. Se îndreaptă către noi. Spuneți în comentarii cine credeți că este. Ne îndreptăm acum către locația finală, unde o să ne întâlnim cu toții. Dar uitați cum este traficul. Suntem în centrul Bucureștiului și este ora 4:30 pe acolo și e plin, numai trafic peste tot. O plăcere să mergi prin București la ora asta, e o plăcere. Ca să nu credeți că exagerăm noi, suntem pe calea Victoriei și uitați ce ne înconjoară, ca să înțelegeți, adică toate iconițele astea de roșu, e plin de trafic. Uite, cam mult roșu. După extrem de mult timp am ajuns și noi într-un final să parcăm. De care fleră pe aici? Am ajuns la Park League. După mult timp am ajuns la Park Lake, suntem aici în parcarea subterană și suntem cu aproape toate personajele din acest episod. Avem aici pe domnul Frederico, avem aici pe domnișoara Didi și aici pe Tataie. Să rămână. Și aici mămișor Miruna. Mai trebuie să mai vină încă cineva, trebuie să ne vină tatăl Luis, a.k.a. Xavier, e undeva pe aici prin zona, hai să vedem dacă îl prinde și pe el. El trebuie să vină cu mașina, să vedem dacă îl vedem pe undeva pe aici. Opa! Se apropie. Ce avem noi aici? Pe cine avem noi aici? Spuneți repede în comentarii. Oh! Ce faci, mă, de peste mine? Probabil să văd dacă ține tabla. Ia uite aici ce nebunie. Ce, mă, Matizul meu mai forță ca asta, ești nebunie. Ia uite așa avem aici. O Honda Civic. Așa face și Matizul meu. Ia uite. Ia spuneți acolo ce părere aveți de mașina la tata Luis. El e singurul care a venit acum cu mașina. A, tu ai venit pe jos, mă scuze. Am venit cu pe jos, am venit cu trotineta. Am venit cu trotineta eu. Eu cu trotineta de 5 locuri, ok. Bă, trotineta asta a venit cu atâtea persoane în ea. Bă, aia vreau să zic. Surprinzător că a ținut până aici. A ținut foarte bine, e ok, e ce trebuie. Ce avem noi aici? Avem un Honda Civic din 2018? Da, decembrie. Decembrie 2018 acolo. Ca sunt. Cât credeți voi că are Xavier, a.k.a. tatăl nostru, Luis, tatăl biologic? Ia spuneți voi acolo în comentarii. Dacă mai țineți minte câți ani credeți că are el, că de asta vine și cu mașina, se știe deja că are peste 18 ani. Dar cât credeți voi, câți ani credeți că are el? Spuneți acolo în comentarii. 14, mă, ce? Înainte să mergem în parc să ne vedem cu câțiva abonați și să mai stăm și la discuție așa. A, se flexează, ia ce avem noi aici, tatăl nostru se laudă cu amendă. Ai un cadou, e pentru tine. Ai un cadou? E pentru tine. Ce avem aici? Proces verbal. Să marea băieții. 3 puncte penalizare, te-a tras pe dreapta, ești nebun? Păi v-a luat aseară cu 25 peste viteza legală. Aoleu, când a venit, ca să vă explicați, el a venit cu o seară înainte ca să văd și eu mașina, de aia nu stă așa uimic, am văzut deja mașina, m-a dat o tură cu mașina, e bombă mașina, n-am ce zice. Și când a plecat de la mine, aparent s-a trezit cu un cadou de la Poliția României. Am spus să aibă grijă, că poate e radar după pod. Nu că nu e prima, stai liniștit. Îmi dau seama că poate nu e prima, că de cât timp ai permisia azi? 8 ani. Aoleu. Asta e mașina adevărată. Asta e mașina adevărată, uite, vezi? Asta e, dacă mă urc aici, cred că se rupe. Nu se rupe, mai uite ce... Ești de mult? A plecat să-i dea o tură. Bă, dar îmi place mult la Honda Civic, că zici că e deja modificată, are dobă dublă pe spate, zici că e deja modificată, dar așa e de reprezentanță. Zici că e tunată. Da, zici că e tunată, dar așa e mașina, gen asta îmi place mult la Honda Civic-ul ăsta. Toți nebuni aici, suntem live pe Instagram. Tocmai ce am venit din mall, am mâncat și acum ne-am așezat și noi aici pe o bancă și o să stăm puțin de vorbă, să facem așa o mică prezentare, să vă spun exact câți ani are fiecare. El este Xavier sau Luis, cum vreți să-i spuneți, tatăl meu biologic din Mariusel. Cam așa, vedeți, cam așa arată frumos. Hello. Câți ani ai? Din păcate 26. 26 de ani. Nici bine nu vine să cred, dar 26 de ani și ai 8 ani carnet. Păi n-ai vremea să fiu taică tu, m-am adaptat. Deci pe bune s-a adaptat destul de bine, adică... Al doilea personaj, dacă nu o recunoașteți, ea este Didi. Oh, și da. O primă întrebare așa pe care multă lume mi-a pus-o să te întreb. Câți ani ai? Am 14 ani. De cât timp te joci FiveM? 2 ani. 2 ani? Mamă, dar te-ai jucat. Următorul personaj este nimeni altul decât Tataie. Salut! Îl vedeți aici pe Tataie, vine tocmai din Viena. Deci tocmai în Viena stă Tataie și noi acum suntem în București, după cum știți. Câți ani ai Tataie azi? 17. Are 17 ani, mai are foarte puțin și face 18, nu? Da, în octombrie. Mai are puțin și face și 18 ani. De cât timp te joci FiveM? De 2-3 ani, ce ajam așa. Ah, destul de ok acolo, 2-3 ani. Și cam câte ore ai așa pe FiveM? 3500. 3500? Mă rog, FiveM-ul ăla, ești nebun în ăștia 2-3 ani cât se joacă, ești nebunie, frate. Ok, următorul personaj, îl avem aici, vin încoace. Un personaj vechi, Frederico, da. Îl aveți aici, un personaj care și-a pus amprenta pe seria Mariusel oricum. Ia spune, tu câți ani ai? Eu am 16 ani și fac 17 în decembrie. Faci 17 în decembrie și de cât timp te joci FiveM? Tot așa, cam de 3 ani. În perioada aia când de-abia se deschisese One Tap-ul. Și deci... am și eu vreo 3000-3500, cam așa. Mamă, bă, dați multe ore, frate. Veterani. Pe Miruna deja o cunoașteți, nu mai are rost să vă mai prezint, a apărut de atâtea ori, ea este mama mea. Un personaj care mai trebuia să vină, dar din păcate am anunțat destul de târziu, este sora mea, Zumi, care este tocmai din ea și voia să vină la această întâlnire, dar o să apară în partea a doua dacă facem acolo multe like-uri. Și ca să vă dau un mic teaser, o să vă las și aici o poză cum arată Zumi și următoarea dată, în partea a doua, o să o vedeți și în viața reală cum arată. Da, guys, cam asta a fost mica prezentare a personajului, asta a fost prima parte în care ați văzut personajele din Mariusel în viața reală. Dacă vreți să vedeți partea a doua, dați pe butonul de like. Și ne auzim data viitoare cu posibil să apară Justin, sora mea, poate și domnul Vito. Vom vedea și alte personaje pe care nu vi le spun acum. Așa că ne auzim data viitoare, vă pup, guys, ceau!